Este într-adevăr o seară frumoasă, așa cum n-am mai avut meteorologic de o lună și fotbalistic de două. Este seara în care fotbalul reîncepe la Antena 1, reîncepe cu un meci între unul dintre liderii clasamentului, Steaua, și Lantern Dicaba, Forminte, Bițelaru și Alexandru Dragomir pe linia de fund, Bădescu, Balde, Onciu, Vasilache și Ibrahim la mijloc, în atac Jimmy Mulisa, un ruandez. Ce pun din această seară? Lume multă pe stadion, s-a anunțat un 4-4-2 clasic. Hammers start gretig en wil de misstap van woensdag in Lommel zo snel mogelijk rechtzetten. Hoge pressing met drie spitsen die elkaar blindelings vinden. Typisch Hammers dit seizoen. Na 17 minuten is er de eerste goal langs Jimmy Mulisa. De assist door het midden is van Tom van Heften. Net geen 7 minuten later hangt de tweede al tegen de netten. Een verre inworp van Herrewegen en iedereen staat er naar te kijken, behalve de zwarte parel van Hammer, Jimmy Mulisa, met zijn tweede. Pentru Capetanos, Pleșan pierde acel duel aerian. Și arbitrul intervine și Bănel Nicoliță în această combinație. Pasa către Capetanos, este însă ratată. Ibrahim utilizează pe flancul stâng. Noul atacant ruandez al Ceahlăului. Și atât la cum pe Cristi Tănase. Cristi Tănase, urmărit de Bădescu. Mulisa acum în acțiune, lângă el Baciu. Mulisa ține mingea, a prins-o. Putea profita, știi că este acolo Jimmy Mulisa, sau ar putea fi un jucător interesant, este internațional ruandez, a jucat 37 de partide în naționala țării lui și a marcat 21 de goluri, iată o rată importantă pentru un atacant. Este coleg de echipă cu deja celebru Won, pe care nu l-am văzut niciodată, dar despre care s-a vorbit consistent în această iarnă că ar veni la Steaua. Iată acum o pasă bună dată de Vasilache, preluare Mulisa pe piept și este o decizie discutabilă. Mulisa nu protestează, aplaudă pasa lui Vasilache. A fost scos cumva de pe traiectoria balonului. Da, încă o dată fază, preluare pe piept. În spatele lui este Petre Marin, care, da, care obține prin planul. Mulisa cade cam ușor. Iată-l pe Mulisa, preluând de la limita offside-ului. Mulisa trage bine cu stângul și intervenția lui Zapata evită golul, corner pentru Ceahlăul. Mulisa arătând ceva din calitățile unui golgheter la această fază. Un pic de offside. Baciu lângă el nu l-a putut opri. Mulisa, plecare deosebită. Că e chiar un golgeter la toate echipele la care a jucat până acum, a marcat. E adevărat că a evoluat în Belgia, în ligile inferioare, lovitură de cap acum a lui. Nitwa Jimmy Mulisa, ngaba nyina muri Hame. Aceste pase în adâncime, în fața unei apărări pregătită să intervine, nu sunt cea mai bună soluție. În sfârșit, Mulisa joacă cuiva Ceahlăului Piatra Nean. And now Ivic. Această dată pe Becanu, iar în considerare se bazează jocul. Daarnet kon u in het voetbaloverzicht zien dat Hamme met 3-2 won van Tubeke dankzij de winning goal van Jimmy Mulisa. De Rwandese kwam in het tussenseizoen over van Racing Doornik, maar is nu al een geslaagde transfer te noemen. Want de 23-jarige spits scoorde al 5 doelpunten. Hoog tijd voor een gesprekje en we spraken met hem af aan de legendarische Mirabrug in Hamme. Thank you.
Ștefulițoaia are ca invitați pe Gheorghe Hagi, Cornel Țăvnar și Viorel Moldovan, invitați de marcă. 0-0 la pauză. O primă repriză în care Poli Timișoara a prelungit eclipsa de formă arătată. Rămâne la minge Mulisa. Și iată, se dă lovitură liberă, obstrucția lui Vera. Discutabil și aici, Mera nu se deplasează în trai. Ștefan cel Mare, Dinamo, Ciahlăul, Piatra Neamț, deocamdată 0-0. Dragomir, 2, intervine spectaculos, Mulisa combină cu Ibrahim, o pasă pentru Vasilache, Vasilache este în careu, Vasilache, un dribling, centrarea sa blocată de Molinero. Iar Grigore trimite bine pentru Zicu, este un contraatac interesant al dinamoviștilor, pasă pentru Marius Nicolae. A prelungit Marius Nicolae, dar Claudiu Niculescu plecase din zona unde a trimis balonul Marius Nicolae. Pasa lui Valde, pasă bună pentru Vasilache, centrarea lui Vasilache, balon respins până la Ibrahim. 1-0, gol marcat de Matic. Intervenție excelentă a lui Cosmin Moci. O intervenție la limită. Iată încă o dată faza. Mulisa trimite balonul. Pulhac a fost cel care a lovit. Minge apoi a reușit să respingă moții din fața lui Bădescu. O fază foarte periculoasă a celor de la Ciahlăul Piatra Neamț. Avem până acum o partidă, aș spune, neașteptat de echilibrată. Dacă nu am ținut cont de ceea ce s-a întâmplat în primele etape ale acestui retur, rezultatul 1-1 de Ciahlăul, Ghecea, Rumene, Dinamo Mihnea, au avut echipele, să spunem, mai mici. Mulisa acum a încercat să treacă de moții. Jimmy, you know, everybody hates when you're living off rock and roll, so you get high tonight. Jimmy, you lied. I wonder if you ever get yourself back here alive, so you get high tonight. 'Cause you don't need nobody to make on your own. You don't need nobody, you'd rather be alone. So Jimmy gets high tonight. And Jimmy gets high tonight. I must confess, I'm a real life wild. Jimmy, you and me, we get along a while. Jimmy gets high.
Season for me, they were not patient with me. It was difficult for me to adapt. Nobody cared to help me out. Yeah, I find Hammer to be a very good city, quiet, good people. Everybody knows. Everybody knows everyone. Though most of them, I hear they were not that much about football, but I think now we're winning. I hope most of them will be coming to support the team. My qualities are I try to play for the team, which is good for me and for the team. I have 27 caps, almost 9 goals, and up to now they still invite me to play for my national team. It's one of my ambitions. I would like to play in one of the good teams. Any first division I would like to. Going for Dutch lessons, it's now almost 2 weeks. It's going on well and I'm happy about myself. I hope my Dutch will get better. I can now greet, introduce myself. Ik ben Jimmy, ik woon hier in Hammer. Ik ben voetbalspeler. After the games we played, I think if we continue playing like this, it's possible we can play in the first division. Into the penalty area towards me. Daar tegen de paal. Geen aansluiting, wel loopt Hammer verder uit. In blessuretijd dikt Steve de Ridder de score aan met de inschuiver en 3-0. Na de pauze zit de boel meer gesloten dan.
Hai băieți! Hai, Vasilic!